Expoziția a prezentat o parte din istoria Comunei Giulești și implicita Maramureșului. Am încercat în mica noastră, în mini-expoziția pe care o vedeți pe holul acesta, să aducem câteva imagini, câteva copii după documente aproape toate inedite în legătură cu istoria Giuleștiului, a Comunei Giulești, cu toate satele comunese. Comuna Giulești, una din cele mai vechi, așa cum a spus și domnul primar, una din cele mai vechi comune din Maramureșul istoric. Eu mă feresc să-i spun Maramureș, voi evoca Dumnezeu sau de așa natură din Maramureșul istoric. O comună care a fost și în istorie formată din satele Giulești, Berbești, Ferești și Mănăstirea, sau Mireș, cum apare în documente. Această comună, deși pentru ea s-au păstrat foarte multe documente, din nefericire pentru noi, de fapt, în toate comunele din Maramureș și cam tot Maramureșul, foarte puține dintre aceste documente au văzut lumina tipacului și mai puține au fost interpretate, studiate și interpretate. Consilierul superior la Serviciul Județean al Arhivelor Naționale a precizat că această expoziție este un început bun pentru a prezenta o parte din documentele importante pentru istoria Maramureșului. Este timpul ca printr-un efort comun pe care noi l-am propus să începem cel puțin acest demers, să începem să publicăm, să scoatem la lumină cât mai mult din istoria acestor locuri. Este o istorie despre care toată lumea pare a ști totul, dar de fapt știm foarte puțin. E cazul să știm mai mult din toate punctele de vedere și documentele, să știți că ne spun tot ce dorim noi să aflăm. Avem documente medievale expuse, copii după documente medievale, aflate atât la Arhivele Naționale ale României, la Cluj, la Baia Mare, la Arhivele Naționale Maghiare, la Arhivele Austriece, pentru că documentele cu referire la Maramure sunt împrăștiate în câteva țări. Livia Ardelean a mai spus că documente despre istoria Maramureșului se găsesc atât în țară cât și în Slovacia, în Ungaria, Austria și în Ucraina.